Ducanu, care s-a întors de pe litoral, a stat 2 săptămâni la mare, în vacanță, la tratament, așa cum facem fiecare an. Se respectă. Nearică este acum aici și are și niște povești senzaționale. Să-l primim! Să treci, mai Nearică, băi! Ce bine arăți, ești bronzat, arăți bine. Te arătam ca un urs polar. Erai ca un urs polar, adică? Ia, Nearică, haide să vedem dacă prinzi mingea aia, m-a dat portar. Uite, mă, aici, mă, n-ai cum. Deși fără mănuși te-ai descurcat. Și fără mănuși te-ai descurcat. Mamă, bravo, măi, Nearică. Băi, nu știam, ia să vin la antrenament. E bun, nu? Da, cum e, Nearică? Ia, perfect, e bine? Îți mai aduce aminte? Ia uite aici. Și ce vorba asta? Pe acum la apă plajă mai mă ține puțin picioare, mă dor. Da, aici? Da, aici mă duc și am mai jucat pe acolo, că sunt tot așa și m-am dat și la Scandenberg cu unii și cu... M-am făcut șmecher pe acolo. Deci la mare ai fost șmecher iarăși? Da. Dar știi ce vreau să te întreb? Care portar de la Euro 2020 îți place cel mai mult? Așa nu mi s-a părut că iese cineva în evidență, știi? Dacă eram eu, eram sau cel ăsta, mai... portarul Elveției, care a apărat de la Mbappé. Și ăla s-a dus ca al nostru atunci când arăta. Te duci, s-a dus pe, adică la ghecită la dăm prima. Deci la portar, practic, la penalti e ghici. Ghicești. Deci să ghicești. Păi nu poți să, dacă dă ăla, nu poți să... Sau să te duci înainte. Pe... Deci nu ai timp să te uiți. Te gândești, bă, mă arunc în stânga, acum în dreapta. Păi n-ai văzut că dacă te uiți la el că se aruncă, că portarul s-a dus. Și ăla e de ușor în partea aia, că nu mai se întoarce înapoi. Noi, Nearică, mi-era dor de mata. Ce faci, băi? Unde ai fost? Unde pe stațiune? Acolo, nu știi. Unde ești mata? La Neptun. La Neptun, da. Cu... Toată viața acolo. Te știu vreo de când făceam plaja lui Măruță la mare, la TVR2, de atunci. Păi tot așteptam, poate vineți pe acolo. A început lumea să mai vină, dar nu, parcă nu, mă mai e aia cum era. Și... Sunt oameni ca lumea, întâmplări, mă văd, dar nu se poartă mască. Nu. Am înțeles. Adică nu, și s-a relaxat lumea. Da? S-a relaxat lumea. Da. Și parcă e mai bine. Eu știu, nu știu ce. Nu mai e cum era așa. Cum lumea. Era preodată? Cum era? Păi ce era? Tu nu știi ce era, că abia așteptam să ne vedem. Acum, dacă te duci, dai noroc așa cum. Cine știe cum, dacă ne pupăm. Nici cu fetele nu mai ne pupăm așa că... Dar mă, ai fost acum la un control la inima asistentele, tot drăguțe? Azi am fost. Azi? Și cum? M-a felicitat doctorul că m-a ținut și a zis că peste 6 luni. Deci ești bine? Și asistentele care au avut grijă de mata la tratamentul ăsta la mare? Păi nu, acolo nu sunt asistente. Eu fac tratament la Doina. Doina e un... centru de recuperare. Deci nu sunt de niște recuperare. Asistente acolo să te ajute? Păi știi ce fete sunt acolo? Na. Unele aproape cât mine, de bătrâne și nu mai e nimeni de așa. Deci vă cunoașteți de și, mult? Da, pe mine mă știe de când jucăm. Florica Pacă îți trage cu niște nămol pe acolo, pe două ori. Ăla, hai că îți dai o parafină. Da, pe Florica o știi din tinerețe? Da. Yeah. Bă, da, și tot face, bă, masaj să mă rog. Și hai să vezi pe unul de la bucătărie ce aia a fost cea mai bună. Când m-am dus, Nearică, te rog eu frumos, că eu nu pot să ies din bucătărie. Nu te mata că avea o pană la mașina lui. Da. Dar eu, lasă-mă cum mă duc eu până la mangare. Să-i repare mai pana omului. Da, și am umflat-o așa ca să țină până ajung eu acolo. M-am dus acolo... Chiar a fost masă acolo, hai noroc, tată, să treci pe drumul ăla de manga, de unde e băie eu acasă. Și mă vedea cine, că ia, uite, fă și mie pana asta. Eu am întors mașina în așa, acolo unde era așa, și m-am întors și invers, nu mai am orientare, să știi. Și când am venit în București, am luat-o și când am văzut cu ei pe Dâmbăvița, am luat-o acasă și eu am luat-o spre Constanța, înapoi, acum. Stai, bre, că nu înțeleg, deci mai plecat de la Neptun să faci pana omului la Mangalia. Și ai ajuns unde înapoi? Ai ajuns la Constanța? N-am ajuns, măi. Te-ai dus încolo, în vama veche, în loc să te duci dus, înapoi. M-am dus, am făcut-o, adică n-am făcut-o. M-am dus, i-am spus lui ăla, că eu am zis că pana era pe dreapta. A, și pana era pe stânga. Pe stânga. S-a uitat ăla, mersi, Nearică, uite, bine, n-are nimic, a băgat-o la apă. A făcut seama. Și i-am dat 10 lei, să trăiește azi, Nearică, să trăiește, am pupat. Plec, mă duc, până am ajuns la ăla, s-a făcut aproape gata.
Ce ai făcut bine, adică? Gata, m-am făcut-o, dar nu m-am uitat pe dreapta, că era pe dreapta. Deci, mă, tata, ai dus să faci pana de pe dreapta, ai făcut-o pe aia de pe stânga. Da, mă. Am stat iar am deci umflat. Deci, mă, tata, ai parat roata care n-avea pană. Și am umflat-o iar și m-am dus în... Băi, nu e asta mâncață, și a, și a găsit-o, da, mă, n-arică. Și te-ai întors, a? Păi da, de ce dracu? Adică, se întâmplă adevărate ori de bătrânețe, ori de... Dar ce asta cu orientarea, a? Orientarea noastră. Păi poate stau gândurile în altă parte. Am luat-o ca să nu mai ia eu să intru pe bulevard să vin acasă, am zis să o iau pe chei, când vii de la mare. Da, pe chei eu din Băbiță. Da. Și m-am dus, dar m-am băgat pe în alte părți și am ieșit pe acolo și hop, cheia aici, tata, să mă duc acasă. Când s-o iau la dreapta, că așa știam eu, când vin. Și am luat-o dreapta, mai merg și când mă uit spre Constanța. Ia uite, bă, ce fac. Deci... M-am dus mai la dracu până m-am întors. Măi, Narică, bă. Da, da, bă, ce mai? Ce mai? Nu-i bine să spun, dar cred că ori ne prostim, ori am bătrânit și nasol. Uite, să... Bre, atâta timp când mai știi cum făcea Florica masaj în tinerețe, ești bine, crede-mă. Nu, cred că e bine. Eu mă bucur că am scăpat de toate așa și, și sănătatea asta și lumea, am zis peste tot, să avem grijă de sănătate, că trebuie oricând, când poți să te duci la doctor, să te duci. Că eu am avut noroc și când eram sportiv, mă controla tot timpul, pe urmă, cât am fost până la primărie, ne obligat să facem la 6 luni. Analize. Analize și tot. Și așa m-a găsit cu pitalacul. M-am dus și zice fata Nearică, trebuie să te vadă un cardiolog. Și când m-a văzut Nearică, hai să-ți băgă. Și m-a băgat ăla, dar are un an, pe 6 a fost. Ai stentul? Da. Noroc. Să fie Nearică, deci ți-a verificat presiunea, totul e bine. Da. Asta e. Dar ei a râs bine, pe cuvântul meu de onoare. Se vede că te-ai odihnit la mare. Așa, nu e adevărat, te-ai odihnit la mare. E bine, mă, dar nu e... Mă duc, plec joi iar. Iarăși? Cu nevastă. Cum se simte soția? E bine acum, s-a dus la plămâni și i-a zis doctorul că să mai aștepte, să nu, că ea a fost atacată acolo. Din cauza cred fobiei. Că ceva și la picioare, cred că aici, plămâni, picioarele, la, vulnerabil, la lume bătrână sau care are o boală. Că altfel, eu spun, n-am avut problemă, dar uite... Mă dor picioarele astea, mă dor că de ce am făcut, vorba la nevastă, m-a pe și fierul să strică datul. Da, corect. Și... Dar câți ani e Nearică acum? Pe 10 mai am împlinit. 75, nu? Da. Mulți înainte, dar n-arăți de 75 ori, Nearică. Să dea Dumnezeu să ne arăți și la 100, păi dacă mama a trăit 100 de ani și să... Frate meu are 90. Păi de asta, merge genă lungă. Sărani original. Da, bă, de la Vlădenci. Da. Bravo, Nearică. Bă, cum mă bucur când te văd așa că ești bine, asta contează. Că mă dai și prietenul nostru și am trăit de toate. Am și râs aici, ne-am și distrat, am și plâns. Să spun ce am și supărări, da. Nu place așa să mă duc undeva sau să fie lumea supărată sau să nu faci glume, că dacă mă duc la emisiune, nu e stilul meu să nu fac... Da. Să știi că eu tot încerc să mai desecretizăm niște dosare. A fost Gigi Gheorghiu aici. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și am zis să ne trimită oamenii mesaje pe WhatsApp dacă l-au cunoscut pe Gigi Gheorghiu, în ce-i postează, dacă, na, că el de 40 de ani la mare, bre, au început să vină mesaje de la doamne și domnișoare care și-au adus aminte de tot felul de nebunii. Bă, pe așa se făcea înainte. Ce te... Păi, hai să ne trimită lumea mesaje, poate știe cineva ceva de Nearică. Băi, acum mi-ar place să am și eu măcar 50 de ani. Nu, dar vreo poveste de la malul mării de acum 34 de ani? Ai, atunci... Că nu erai căsătorit, bre, de asta. Era, mă, și ce dacă... Acum, fiate, înainte când mă duceam la mare, îi spuneam, tată, mă duc și eu cu prietenii, vină și tu mai târziu, așa, știi? Că făcea, stăteam și eu în cantonament. Și nevastă... Acum se zice... Băi, Rica, ai grijă cu cine te duci să nu ia ceva de pe-n casă, să, că, adică poți să iei ceva dacă se poate. Nu m-am mai zis că nu se poate. Să, dacă ești tare, ia, da, ai grijă pe acolo. Adică, da, voi. Și? Da, da, de ce am făcut? Ce rost are, m-am operat. Cum adică vrei de ce zice, bă? Nu mai merge, mă, ce, ușor, ce mai e, asta e treaba. Asta este. Hai să iau telefonul să vedem mesajele pe care le primim, Nearică. V-am zis, primim mesaje pe WhatsApp să vedem oameni care au avut legături cu dumneavoastră. Legături? Ia să vedem. Cum? Cine? Fete, nu? Păi de asta, exact. Cu băieții, când... n-am încercat. Nu, nu. Nu, dar mata când duceai o fată la mare, unde o duceai?
La ce cofetărie? La cofetăria Rică și Costică, la terasă. Băgam ceva acolo, haleală, ceva whisky și alea ca să ia forma și se ezita acolo, baie, în spate. În ce cantora, baie? Pentru cantonament, așa, să stai. Repă, 5 minute. Păi da, ce să... Da, bine, Rică. Bună ziua, l-am cunoscut pe domnul Rică la Mangalia, la Player. A dat mesaj cineva. Da, și ce să facem? Păi nimic, lumea trimite mesaje că te-a cunoscut și te-a întâlnit. Da, bă, toată lumea mă știi. Deci de asta zic, adică uite, ne trimit oamenii mesaje, ne uităm și noi, verificăm unde ne... Când mă vede toți, râde la, nu, să treci nearei, că nu-l vezi, uite, și pe ăla, sau... Mata, întotdeauna, de asta a fost, cred că, cea mai mare bucurie a mata, să te întâlnești cu oameni și să vezi că... lumea, multă lume așa asta să fie. Asta e, că îi faci pe oameni să fie da. Uite, vesel. De exemplu, la terasa acolo, cum știi tu, mă duceam, serveam dacă vine, mamă, mai îți dau o vrăjeală, o pontă, servești ceva, poftiți, alții zice, nu, bine, n-are că ne servești, mata, la... Pe cuvânt, adică fac ceva, mă simt excelent. Asta e om popular. Dacă stai așa, da, mă simt un oameni cel mai bine. Da, ma ta acum la Mangalia, când te duci la mare, stai la Mangalia, nu? Păi nu am acolo. Apartamentul. În 40 de ani. Da. Păi da, exact. Ăla care au prins hoția când ți-au spart apartamentul. Nimic, a? Acum 2-3 ani. 3 ani. Azi, acum am pus niște... nu mai, nici pasărea nu intră pe acolo. Am înțeles. Da. Da, degeaba, că nu mai e nimic. Uite, Nearică e un om de milioane. Îl știu pe Nearică de când era bebeluș, a dat cineva mesaj. Bebeluș? Așa a dat mesaj. O fi fost și eu? Bebeluș, nu mi-aduc aminte că am fost mic așa. Ia uzi, luna trecută a fost pe la Eforie, nor pe plajă, da. Un om de milioane, un caracter minunat. Ia bre, uite, vezi, a trimis doamna și mesaj cu mata. Păi uite, stătea aici pe scaun și doamna făcea poză cu mata. Da, cu... Yeah. Da, dragă, da, să trăiești, da, am fost. Și de ce? M-a chemat cineva să... Vedem, uite ce poze primim noi, ca să stai. Da, bă, ce? Păi de asta zic, păi adică doamna a trimit poze, foarte admiratoare. Foarte bune. Uite, ai văzut? Foarte frumos, hai că mai așteptăm. Claudia. Prea îmbrăcați suntem. Bună ziua, eu l-am cunoscut la Neptun, la Steaguri. Te cunoaște vreo lumea? Acolo. Mata, ești... Păi toată lumea acolo vine, la, că știe că la Neptun, la Steaguri. Mm-hmm. Exact. La unde știi tu? Unde era cu tine? Unde făceam și eu emisiune acolo, da. Foarte frumos. Băi, Nearică, mă bucur că ești bine, asta contează. Ți-am zis, acum când te-am văzut astăzi, ne-ai luminat platou. Și mi-a zis și doctorul că sunt bun. Ești gata. Și pleci iar la mare? Joi. Cu nevastă mea o duc la tratament acolo. Să vedem dacă mai fac, nu mai pot să fac împachetări de nămol și alea, că dacă am ăsta, da. Alea era cele mai bune. Știi ce mă gândeam acum, deci ești bine cu inima, nu? Da. Înseamnă că putem să-ți facem o farsă, ceva. Păi ce să mai faci farsă, crezi că mai o fur așa? Uite, da. Rică Răducan, un om plăcut, foarte comic, e o plăcere de om, a jucat la Vico, la Crevedia, era o mare bucurie. Bună ziua, sunt Roșca Iulian ce? Din Iași. Am ținut cu Rapid din cauza simpatiei de Nearică. Vezi oameni mulțumesc, care... Mulțumesc, tată, să fiți sănătoși, să știți uite, bă, că ați avut care dau, să iubiți. Uite, oameni care dau mesaje cum joci cu ei fotbal pe plajă sau ceva. Da, bă. Adică mulți oameni... Aș faci cu Oncescu, l-am pus, ăla care e care mai... Cu Luoncescu? Lui Ion Oncescu? Da. Ai, bre. Să muriu. A tras pe notă, trage o barcă de aia, să vezi? Da. Și a venit acolo la pătăia să dăm... Și Nearică îl țineam de vorbă și când stătea așa facă, îmi dea și am plecat. Încă o poză cu mata de la Rapid aici. Cine este? Oamenii trimit poze. Cu copil, dar cine mă? Păi nu știu, fanii. Erai și mata mai tânără acolo, vezi? E, cu, da, cât de tânăr? Păi erai, 10, cred că încă... Ani. Cum? 10-15 ani. Da, uite, da, stai... Bă. Oamenii, vezi, au tot felul de amintiri pe care ni le trimită și nouă să ții... De când aveam training cu Rada Națională. A, mai ți-au ce aminte? Păi era, da, nu mai, le-am dat la toți. Bine. Uite, am fost de colegi de liceu la Bolintineanu. Da. Trească Nearică, regele portarilor. Păi numai mesaje de astea ai. Poți să... Stăteam, tată la Bolintineanu, dumneavoastră lertece director, toată lumea a făcut liceu acolo. N-a rămas nimeni repetent. Eu dacă nu știam, aveam una în fața mea care știa și dă-te la o parte și copiam tot după ea și numai 8-10 luăm. 10, eram tare. Să minuna toți. Bă, ce nu te ia Rică, să mă... Dar era deșteaptă, rău.
Dacă nu vrea să te dea, pac, îi trăgeam câte picior pe sub, haide, mă... Da, și mata băia... Și pe urmă mă duceam cu ele, la prăjiturile. Băi, Nearică, dar și mata băia deștept. Ai copiat după cea mai deșteaptă. Păi, crezi că dacă nu ești deștept, poți să te orientezi așa, să n-a... Păi de asta tremuri, faci ceva și faci greșeli. Uite, îți mai citesc două mesaje și te las. Bună ziua, întrebați-l pe Nearică câte porbagaje de pui primea pe lună când juca la fotbal la Crevedia. Ne-a povestit. În fiecare săptămână. În fiecare săptămână plin porbagajul de pui. 100 de pui. 100 de pui. Pe cuvânt, le dădeam cu 3 lei puiul. Să mor dacă mi-e, că venea, îmi dădea directorul că jucam acolo și nu-mi dădea material, că n-avea. Și ce Nearică, ăsta dă, gata, și când aveam și eu tineret, când mă suna fetele, Nearică, hai pe la mine, că n-aveam telefon de ăsta. Uite, bre, te sună doamna Elena, te salută, ți-a făcut dosarul de pensie, un om vesel și o plăcere să vorbești cu el. Doamna Elena Grigorescu ne-a dat mesaj, femeie care a avut așa. Ia uite, Rică m-a enervat în 74, era la Brașov în cantonament. Când s-a dat jos, i-a căzut mingea din autocar. Eu am furat-o și s-a luat după mine. Băi, oameni și-a aduc aminte. De ce crezi că m-am dus de pe aia? Să iau mingea de pe măști. și uite aici. Lăsa-mi eu, îți dau mingea, tata, lasă. Și ultimul mesaj, Nearică. L-am întâlnit pe Nearică Răducanu la Neptun, la Nămol. Sunt Fănica. Asta e, mă, Fănica. Asta e aia care îmi face de atâți ani. A, da? Ea e Fănica. Păi a dat mesaj. Mai vin o dată. A dat mesaj, Fănica. Care, mă, uite, îmi trage, gata, mă, hai, pleacă. Ia mă spălă pe spate. Că zice, când știi că ai un omol pe tine și îmi dai ceea ce... Hai să-ți dau la șifoner. Vă pup pe toți, tată, sănătate, mersi. Sunt bine și vreau să fie... Iar bine la toată lumea să ne vedem așa fericit. Ia uite, Nearică, au apărut pozele de pe litoral cu bata. Dai seama că primim... Acum ai poza aia. De perioada... Acum. Perioada asta. Da. Bravo. Sâmbătă. Bravo, Nearică. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Păi gata, ne gândim că mai ai și mata treabă. Bă, să fii sănătos. Dacă vrei, mai rămâi cu noi pe aici. Vine și... Da. Serios, dacă vrei. Da, să mă duc. Mai stai cu noi pe bune acum. Am crezut că ai treabă. De unde să mă duc? Ce? Nu mai am somnă. Vine încoace aici. Haide aici. Observator, dacă. Ia un loc aici. Mai vreau să vorbesc cu mine. Nu, că nu vreau să plec. Pe unde e omul meu? În locul lui aici. Aici? Vrei o cafea? Nu. Nu. Un ceai? Nu beau cafele, mă. Nu, un ceai? Nimic, nu. Bre, s-a stricat scaunul. Lasă-mă să lasă în jos. Așa trebuie să... Mamă, Nearică... Eu te-l pot, ai frică de scaun acum. Lasă, hey. Nu să te țină de asta zic. Dar dacă mai o chem și pe pufa asta amândoi, că se duce până jos. Cu Greta, nu. Lasă, rămâi aici. Haide că eu chem pe Maria. Nu, nu se rupem. Da, nu e bine. Dar să stai un pic, să vezi. Facem și o șpârlă. Stă, mă. Ia să vezi. Nearică, o chemăm pe Mariana Ionescu, hey, Căpitănescu, care a plecat în vacanță aici, imediat. Ajutorul tău. Ce? Ajutorul tău, eu mai arunc cu vrăjeala. Exact. Nearică este asistentul meu de astăzi. Și la pensie, nu mai... Ai văzut ce mi-a zis? Mi-a făcut dosarul. Gata. Bre.